Facem puțin la actualitate. Cum caracterizezi mandatul lui Șumudică până acum? Normal. Mă așteptam mult mai mult. Are două victorii, sau două egaluri, sau cum are? Două victorii are. Cu Iașiul și cu Slobozia. Două victorii, două egaluri și înfrângere. Da, da. La cinci meciuri, da. Cinci meciuri puțin. Mă așteptam mult mai mult de la, să spun, revenirea lui la Rapid. Nu numai eu, cred că toată lumea, dar... Avea obiectiv timp să facă mai mult și cu jucătorii care are, pentru că să nu uităm, Ndiaye și Bumbenza nu joacă. Că astea sunt vedetele pe care toată lumea le așteaptă. Acum, conform spuselor lui Șumi, de aici din studio și înainte de a fi antrenor Rapidului, se putea face mai mult. Concret, în primele meciuri, în afară de entuziasmul pe care a avut și a câștigat imediat la Iași, a avut o perioadă de două săptămâni, iar că atunci când a revenit a și pierdut pe Giulești. Deci timp undeva ai, cât timp să ai? Ai 5 meciuri, nu o să-ți dea niciodată, toată lumea vorbește de timp, dar niciodată nu o să-ți dea nimeni timp foarte mult. Mai ales la o echipă cum e Rapid. Ceea ce ne rugăm toți antrenorii atunci când preluăm o echipă pe parcurs, e să vină o întrerupe de asta de campionat unde să ai două săptămâni. Într-adevăr, vestea proastă pentru Șumi atunci când a avut două săptămâni e că jumate din lot a plecat la echipe naționale, așa că foarte mult nu a avut ce face. Deci se putea face mai mult după partea. Dar ok, ca toți antrenorii ne ascundem în spatele unui astfel de declarații câteodată pentru a câștiga timp și a pune echipa pe picioare. Eu cred că o va pune pe picioare. Uh-huh. În momentul ăsta parcursul nu e strălucit pentru că a câștigat cu două echipe la care unde era Rapidul era principala favorită, adică cu ea și cu Slobozia. Dar știi că pe un clasament făcut pe aceste 5 etape a făcut 8 puncte, ce vorbeam, da, așa, este la 2 puncte de echipa de pe primul loc, Cluj. Adică Cluj a făcut 10, el a făcut 8. Adică ca și puncte nu stă rău deloc. Deloc. Dacă luai după prima etapă, avea 3 puncte, era pe primul loc. Da, nu... Ce lipsește? Jocul Rapidului. Nu, îi lipsesc atacanții. Ce este foarte clar, lipsește golul. Dacă te uiți la rezultatele lui din 5 meciuri, adică în 4 meciuri a scos puncte, ceea ce e ok. Dar noi... Nu e ce trebuie, după părerea ta. Nu, pentru că e încă în întârziere de puncte, ca să spun așa, cu punctele pentru a ajunge acolo. M-am văzut și ce a spus Victor Angelescu, că până în iarnă trebuie să fie în play-off, deci altă presiune. Obiectiv intermediar pe care l-a pus. Dar eu cred că el depinde foarte mult și probabil dacă acești jucători joacă acel puțin la 3 sferturi din ce știu ei să joace, probabil fața Rapidului se va schimba. Mm-hmm. Și atunci după aceea vom putea judeca experiența lui Șumudică la Rapid. Eu cred că, oricum, sunt 5 meciuri. După 10, 12 meciuri, cam atunci îți dai seama ce a fost. Bineînțeles, ca să fim și corecți, sperăm să aibă și tot lotul la dispoziție și să nu fie ghinionist, să intre ăștia și să aibă asasienta sau eu știu. Cum a făcut Roma, dar de-abia a intrat, iar a ieșit. Dar, pe de altă parte, să știe... Nimeni nu are răbdare. Bun. Adi, încă ceva, pentru că tu chiar știi. Ce se întâmplă? De ce este un blocaj acum? De ce Giuleștiul nu mai este fortăreața inexpugnabilă? Sfârșitul de mandat al lui Bergodi și ceea ce s-a întâmplat în play-off le-a dat peste cap puțin și încrederea... crederea asta în propriile forțe, din păcate... s-a pierdut în sânul echipei și s-a văzut. Eu, atunci când eram la Rapid cu o echipă, cred că sub ceea ce a fost în mandatul lui Bergodi și ce este acum, a reușit să, într-adevăr, de multe ori, cred că 95% să ținem punctele acasă pe Giulești. Acum nu știu. De atunci se numea, de atunci de la tine, se numește fortăreața. Atunci, de atunci. Știi că îi băteați pe toți. Nu conta că erau mai bine cotați. Au fost victorii incredibile și cel mai mare scor 8-0 cu Gazmetan. Adică am avut și derbiuri câștigate, primul derbiu cu FCSB, un derbiu clasic.
Atunci nu era, atunci nu eram prins doar în, da, am prins la Mioveni, Dinamo, am bătut 3-1, dar la Mioveni nu i-am prins pe arenă, pe Giulești. Da, s-a pierdut. Eu cred că Rapidul, ca să facem așa o concluzie finală a ceea ce se întâmplă, eu cred că Rapidul are timp. Nu, Giuleștiul mă interesează. Da, de ce Giuleștiul nu mai poate? Giuleștiul, în primul rând, pentru că... Pentru că a devenit un complex acum. Echipă. Acum, eu cred că... Sunt apăsați de presiunea asta? Nu mai simt entuziasmul ăla. Rapidul e foarte periculoasă și merge foarte bine când are entuziasmul ăla de la suporteri în spate. Asta a început, s-a văzut în și mandatul lui Miță Iosif, când a promovat echipa, cum a promovat-o, dar avea acel entuziasm și toată lumea credea că se poate promova și au promovat. S-a văzut cu mine, cu începutul de mandat, când am început și când am terminat cu Arena Giulești, când au 7 victorii la rând și așa mai departe. S-a văzut și după aia în campionat, când am avut meciurile cele mai grele, dar având entuziasm, am reușit să-i batem pe toți. Primele etape, adică am pierdut doar la Cluj 1-0 cu Albu, ratând penalti minutul 94 și după aia am avut meciuri gen FCSB, Universitatea Craiova, CSU și nu mai știu încă o dată tare și am reușit să le câștigăm pe toate. Deci nu neapărat pentru că eu sau echipa eram fenomen sau eu știu altceva, e pentru că aveam și în spate acea energie pozitivă care pe undeva ne împingea. Contează că nu mai e Bocciu, că a dispărut liderul? Eu cred că contează foarte mult. Eu cred că, acum nu știu ce se întâmplă acolo și cine e, dar Bocciu într-adevăr putea să-i coordoneze și să-i împingeze. Îi cataliza pe tot. Îl știau de jupân. Vrei să spun ceva? Eu am cunoscut câțiva, adică la viața mea câțiva lideri de galerie. Eu pot să spun că Bocciu este unul dintre cei mai corecți lideri de galerie și mă refer la faptul, la dialogul pe care l-am avut, inclusiv la început. Eu am avut o problemă cu Edi Stânciu, dacă ți-aduce aminte, care era unul dintre antrenorii mei secunzi la momentul ăla. Ei, nevroindu-l acolo, au venit... s-au prezentat primele mele zile la Rapid, la Buftea, pe vremea aia ne antrenam și bineînțeles că deci nimeni n-a putut să se oprească, vreau chiar o discuție tet-a-tet cu mine și cu Stânciuiu. În fel, și m-am dus doar eu, iar vorbind în dialogul pe care l-am avut, au înțeles care e situația, bineînțeles fiecare a făcut cât un compromis, atât eu cât și el, mai ales Edi, care a plecat de bunăvoie la momentul respectiv, fără, eu am zis, dacă rămâi, rămâi cu mine. Dar, în general, vorbind despre Bocciu... A plecat, că nu mai țin minte, a plecat Edi atunci? A plecat pentru că a zis că nu vrea să-mi creeze probleme. Noi avem și o relație, fiind nașul băiatului meu, și o relație de prietenie. A fost o decizie înțeleaptă din partea lui. Deci, dar ce vreau, practic, a plecat că nu l-a vrut galeria, nu? Și n-a vrut să-ți creeze probleme. Da, exact. Nu trebuia ceva, el jucând la FCSB, făcând câteva afirmații pro-FCSB, bineînțeles că are galeria Rapidului. N-a putut să le ține, da, și le țin minte, n-ai cum, asta e. Dar pe parcursul anului meu, sezonul meu, sau un an și 8 luni cât am stat la Rapid, relația mea cu Bocciu, șeful galeriei Rapidului, a fost una corectă. Nu m-a influențat niciodată nimic, nu a încercat niciodată să mă deranjeze, de câte ori a venit, m-a întrebat de ce am nevoie ca să echipa și momente mai puțin bune. Pare rău de ce s-a întâmplat, dar asta e, fiecare și asumă responsabilitatea și consecințele. Dar eu cred că se simte că lipsește Bocciu, liderul, să știi. Nu mai probabil e nici catalizatorul ăla. În Giulești nici galeria, cum ai zis, parcă nu mai e nebunia aia. Parcă, cum ai zis tu, s-a pierdut ceva din entuziasm. Revenind la Bocciu, avea o energie pozitivă când era vorba de Rapid. Se vede că Rapid e viața lui și momente grele, acum auzi anumite frustrări ale publicului. Dar ceea ce nu public, existau pe vremea lui Bocciu. Știu că e un public exigent, mai ales publicul de la tribuna a doua, dar nu conta pentru că în anumite momente toată lumea striga, dar galeria, atunci când echipa era în dificultate, acoperea tot stadionul și acoperea într-un sens pozitiv. Bineînțeles că s-a întâmplat că și când am fost fluierați, dar asta se întâmplă după fluierul final. Deci de asta Giuleșu nu mai e fortăreață? S-a pierdut entuziasmul? Cred că puțin entuziasmul și energia aia pozitivă a dispărut. Unică! Exact. Nu? Numai eu cred că, în primul rând, Rapidul trebuie să dea
dovadă de unitate din toate punctele de vedere. Stadionul, eu mă duc cu drag la pe Giulești, nu știu dacă ai observat, am fost la câteva meciuri și mă duc în continuu. Am fost și să văd FCSB-ul în cupele europene, deci, nu, dar în general îmi place să mă duc pe Rapid, să văd. Eu cred că ar trebui reînviat acest entuziasm, unitate. Și de a crede total, orbește exact, în echipă. Să dea dovadă, în primul rând jucătorii acolo, pe teren, prin faptul de a da 100% pe publicul, de a fi alături 90 de minute sau cât durează meciul de echipă, și ceilalți, compun stafful și stafful administrativ, care văd că și în ultima vreme se și contrează, și mă refer la Șumi și la Viorel, care au avut niște discuții care nu cred că și-au rost, adică puțin, nu știu ce să spun, adică nu e că, revenind la subiectul ăsta, doar în România, de fiecare dată, președintele este și vorbește după fiecare meci, care nu e obligatoriu, pentru că nu trebuie neapărat să comentezi de fiecare dată tu prestația echipei, chiar dacă ești președinte și, bineînțeles, comportamentul... Adică asta crezi că e o greșeală? Dar și o greșeală, adică amândoi au greșit. Și o greșeală din partea lui Șumi, care critică declarațiile președintului, care pe organigramă e o poziție mai înaltă decât... Bine, el Șumi a criticat adică, pentru că a vrut să-și apere jucătorii, pentru că l-a interpretat ca un atac, adică ca o cădere a jucătorilor, o scădere a valorii jucătorilor. Eu cred că atunci... A vrut să-și apere jucătorii. Eu am fost în locul lui Moldova, am președinte la Dinamo. Eu cred că, ca președinte, trebuie să fii foarte atent la declarațiile publice pe care le faci, mai ales atunci când... Suntem ca infanteria ușoară. Șumi a spus, jucătorii s-au simțit lezați. Mai ales lezați. Atunci când vorbești de proprii jucători. De propriul club, de propria echipă, fiind președinte. Adică trebuie să fii mai atent? În al doilea, normal că trebuie să fii foarte atent. Nu te obligă nimeni să dai declarații după meci. Da? Eu cred că asta e o greșeală, după da, momentul. Președinții de club cred că ar trebui să nu dea declarații după fiecare meci și să dea atunci când e cazul să puncteze ceva, dar niciodată despre prestația echipei, trebuie să fie foarte voalat atunci când vorbește prestația echipei, pentru că sunt lucruri care țin de bucătăria internă. Și în același timp, Șumi, cred că n-ar trebui să vorbească de președintele clubului, pentru că iar sunt niște lucruri care țin de bucătăria interna. Da, înțeleg, dar el a simțit ideea să-și protejeze jucătorii. Da, dar tu dacă nu îl cunoști pe Șumi, nu îl cunoști pe Vio, nu mă cunoști pe mine, te uiți. Și nu arată bine. Ce impresie de Rapid? Ce impresie de? Că sunt uniți sau că nu sunt uniți? Ce impresie că sunt vii. Nu. Când tu vezi astfel de lucruri, îți dă că ceva se întâmplă acolo. Că nu sunt uniți, zici tu, nu? Da, adică dă un sens de nu sunt pe aceeași undă, da? Nu sunt pe aceeași lungime de undă. Pentru de ce? Pentru că am auzit și pe Victor când spunea că nu a fost nimic grav. Într-adevăr, nu e nimic grav, dar e o crăpătură care se poate transforma în ceva grav. Adică cred că toată lumea ar trebui să fie pe aceeași lungime de undă. Se poate fisura dicul. Exact, sunt multe lucruri care țin de bucătăria internă și nu trebuie neapărat să le expui. Ca antrenor n-ai voie să critici președintele, ca președinte n-ai voie să critici echipa. Sunt niște lucruri care sunt normale în fotbal și asta țin de bucătărie interne. Nu înțeleg de ce ar trebui să-ți facă declarații care sunt puțin... Am înțeles.